bum 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 bum. Schidă-te. Am puteri magice. Deci, am uitat să-mi iau ceasul. Ce frumos e, măi, uite-mă ce frumos e, l-a trecut și smurd după deasupra. Păi da, uite-o blondă. Bună! Bună? Bună? Nu mi-a dat bună! Pam, 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 pam. Dă-mi din ăștia mai tinerei. Uite, din ăsta, de exemplu. Din ăștia cu geamul deschis. Bună ziua, îmi puteți spune și mie câte ceasul, vă rog? 4 fără 8? Salut! Îmi poți spune și mie câte ceasul? 4 fără un sfert, mersi! Îmi puteți spune și mie câte ceasul? Mulțumesc mult! Îmi spui și mie câte ceasul, te rog? 4 fără 4, mersi mult! Îmi spui și mie câte ceasul, te rog? 4 fără 4, mersi! Autobuz! Autobuz! Lasă-mă să trec! Îmi spui și mie câte ceasul, te rog? 4 fără 5, mersi mult! Spune și mie, vă rog, câte ceasul? 3.58, mulțumesc mult! Salut, îmi spui și mie câte ceas, te rog? 4 fără 3, mulțumesc mult! Îmi spune și mie câte ceas, vă rog? Nu știi? Nu știi, a? Doamne, doamne, în ce lume trăim? Era cu telefonul în mână și mi-a zis, nu știu. Îmi spui și mie, te rog, câte ceasul? 4 fără 2, mulțumesc mult! Spune și mie, vă rog, câte ceasul? 4, mulțumesc mult! Câte ceasul, îmi puteți spune și mie, vă rog? Da, 16.03, mulțumesc mult! Îmi spui și mie, te rog, câte ceasul? Mersi mult. Te-am spus și mie, te rog, cât e ceasul? 4? Mersi mult. Hai să întrebăm TVR-ul ăla, e cât e ceasul? Salut, îmi spui și mie cât e ceasul, te rog? 16.27. Mulțumesc mult. Spune și mie, vă rog, cât e ceasul? 16.35. Mulțumesc mult. Îmi spune și mie, vă rog, cât e ceasul? Cât? 5 fără 25. Mulțumesc mult. Îmi spune și mie, vă rog, cât e ceasul? 5 fără 20. Mulțumesc mult. Apreciez oamenii care citesc bine ceasul de pe ceasul de mână. Pentru că sunt unii care nu știu să-l citească. Și acum serios, dacă nu-l porți foarte mult, dacă nu porți un ceas foarte mult pe mână, nu prea ai cum să știi să-l citești. Poate vă întrebați de ce fac asta și de ce am întrebat atâta lume cât este ceasul. E, răspunsul e unul foarte simplu, numai că trebuie puțin rumegat și puțin gândit. Treaba asta am făcut-o ca să vă arăt că eu am timpul meu, tu ai timpul tău. Omul din mașină, inclusiv oamenii de pe asfalt, de pe trotoare și toți ceilalți, toți au timpul lor. Asta am vrut să evidențiez prin ceea ce am făcut astăzi, că fiecare are timpul lui și face ce vrea, când vrea cu el și îl face cum vrea. Nimeni nu e obligat să-ți dea din timpul lui, cum nici tu nu ești obligat să dai din timpul tău nimănui. Faci ce vrei, când vrei cu timpul tău și ți-l programezi așa cum vrei tu. Fiecare are dreptul de a-și face propriul program și fiecare are dreptul de a avea propriul timp. Pentru unii, timpul trece mai repede. Ce se întâmplă dacă oprești lumea pentru un minut? De asta spun. Când spunem ceasul, hai să spunem fix. Când facem un lucru, hai să-l facem corect, just, vertical și să-l ducem până la capăt. Eu nu ți-am cerut cât este ceasul rotunjit, eu ți-am cerut ceasul. Cât este ceasul? De asta, oameni buni, trebuie să ne gândim ce poate însemna acel minut pentru omul de lângă noi. Și mai ales cât înseamnă acel minut pentru omul de lângă noi. Pentru că noi ne-am obișnuit să avem atenția celorlalți, în schimb o nimic. Iar 3 secunde, cu 3 secunde poți schimba viața unui om. Cred că tocmai de asta există și nervozitate, tocmai de asta există și oameni care claxonează și așa mai departe. Pentru că le răpiști din timp sau îi enervezi una dând două. Uite cum m-a enervat asta, cum a depășit pe dreapta și pe stânga era liber. Vedeți, oameni buni, ce fluctuează? 4 fără 2, 4 fără 4, 4 fără 4 fix. Fiecare are timpul lui și și-l valorifică așa cum vrea. Poate să fie 4 fără 5 și omul să spună 4. Alea 5 minute, de fapt, pentru el nu înseamnă nimic. De asta este important ce facem cu timpul nostru și cum îl valorificăm. Aoleu, ce mi-a dat ăsta? E poliție, mă, în față, e poliție! E poliție! Nu știu!
Te salut. Tu nu m-ai salutat. De ce să salut? Ce drag? Îl salut pe unul care întreabă cât e ceasul. Aici e lumea de la munci, de la muncile câmpului. Se duc să muncească cu sudoarea frunții. Și mie mi-e să stau în cale acum și îmi taie calea. Mersi. Ce mă? Trebuie să fac stânga aici? Ce mă? Bă, eu nu te cred. Cum să faci mă aici? Mă pune să mă duc pe centură, ca să intru pe centură pe aici, pe lângă CFR, ca să intru pe militari, ca să ce mă? Nu, tati, nu facem așa. Eu vreau pe București, lasă-mă în pace. Ne dăm traseu pe București, hai. Nu mă scos pe mine din București, eu vreau să întreb lumea cât e ceasul și tu mă scos din București? Păi te mașta pe gheață. Te mașta pe gheață? Ce e mașta? Următoarea la dreapta, următoarea la dreapta, următoarea la dreapta. Hai, încă o dată, următoarea la dreapta, ia. Nu virez, lasă-mă în pace. Nu virez, nu vreau. Vreau via București, dă-mi via București. Nu întorc, mă, nici de-al dracu nu întorc, lasă-mă în pace. Nu mai merge pe acolo, că stai cauciucul. Ți-l tai, ți-l faci franjuri. Hai mă, dă-mă cu roșu la semafor, mă. Hai mă, dă-mi cu roșu, mă. Hai mă. Vreau să întreb lume cât e ceasul. Omul mi-a zis că este 4 fără 8. La mine pe telefon este fără 7. În bord 2.48. Pam 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 300 de metri, livrez la stânga. Salut! Nu, nu, nu mă deranjează, stai liniștit. Nu problemă, poți să vii și în față, că nu mă supără nici pe mine. Ai motor? Nu, dar am tovară și mi-e drag. Hai că e verde. Sănătate, salut! Mamă, văd că și pietonii bagă Waze-ul pe aici. Oamenii, lucrește, oamenii, lucrește. Covidul crește, Covidul crește. Crește drojdia, crește Covid. Tot aia e. Opa, fandare cum am învățat în școală. Ia ce zice aici? Tentează trecerea. Hai să o tentăm. Haide, doamnă. Salut, s-a ținut nenea ăla de gladiole. Revenind la povestea pe care am vorăvăit să vă spun, povestea de a debita boace în fața acestei împliniri a camerei de luat vederi, vă rog să mă scuzați dacă am spus ceva greșit în ale vorbirii mele, în ale dezvăluirii mele, în ale timpurilor. Te rog frumos să treci strada. Mulțumesc. Și-a aruncat privirea către mine și mine și-a aruncat privirea către dânsa. E bine? Nu, mersi. Ori a fugit de frică, ori. Domnul polițai, domnul polițai, îți dau 100 de parai și îți dau dacă vrei încă 2-3. Ai ajuns la Prosper Center. Mulțumesc. Nu mai căuta parcare. Aparent, 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 nu am ajuns unde trebuia. L-am sunat pe om, mi-a zis că stai că cobor acum. Am cum mă uit așa în jurul meu, de unde trebuie să cobor, mă? Mai dai de unde să cobor decât aceea, de la ornamente sau din blocurile alea în care nu stă nici dracu. Și eram, bă, ce naiba? Și m-a sunat omul de două ori, eu n-am văzut. Și acum aparent mai trebuie să merg 18 minute. Oh, ce frumos sunt, ce frumos sunt. Intrăm în Grecia asta aici. Uși de interior Polonia. Eu vreau un uși de interior la casă. Nu le vreau în Polonia. Care tu dai mă cu claxoane? Dai în gură, dai. I s-a stricat Dacia acolo, mă. Vreau să facă stânga el, mă. Lăsați-l, mă, să facă stânga, mă. Hai, doamnă, hai. Hai și dumneata. Era scapătorul. Mergem să-mi iau stickerele pentru motociclet. Că mi-am dat comandă de stickere cu Motorrider. Vrei să vinzi mașini rapină?
sau să vinzi rapid mașina. Vrei să-ți vinzi rășina? Dă-i, bă, oh. Bă, era să iau porumbelul în gură. Să dea anafură? Vreau și eu să mă duc să iau anafură. Bă, vreau și eu anafură. Ia că să dă ceva gratis la biserică. Mă duc și eu pe jos cu casca. Mă duc să iau anafură? Sau se lasă bani acolo? Poliția trece. Izoleta! Trece Izoleta. Nu cred. Covidul. Trece cu covidul. Covid, ai la covid. Coboară de oi, străbunii eroi, cu cușme de oi uitate de noi. Cu trupul drept scut, un ultim sărut, lăsat în trecut pe coloane și lut. Scrisă o istorie, pătrune pe rame de dragi.